Maie a pornit acum vreo 6 ani când nu se chema Maie. La un moment dat noi am vrut să punem lavandă. Vreau să facem o cultură de lavandă, să ne ocupăm cu creșterea lavandei. Și asta am și făcut încet, încet, într-un balcon, ne-am extins într-o grădină, apoi a doua grădină, într-un câmp și acum mai nou într-un câmp foarte mare. Și de vreo 2 ani avem și o distilerie, acum e la parametri industriali, producem materie primă, foarte mult ulei de lavandă și pe ăla le exportăm. Na, și mai nou, acum relativ recent, din anul de 2016 este, am început să ambalăm produsele, materia primă, în ambalaje pentru larg consum. Și am intrat pe piața din România cu brandul Maie, în felul ăsta. Am făcut un top 10 al utilizărilor, întrebând clienții care cumpără a doua oară la ce-l folosesc. Și primul sunt problemele cu somnul. Al doilea este tenul sensibil. Și al treilea, erau mai multe care se băteau pe al treilea, inclusiv pentru foarte mult se folosea pentru țânțari. Noi, având foarte mult ulei de lavandă în casă, ce înseamnă așternuturi și podea pe jos, așa, e plină de ulei de lavandă. Întotdeauna e o sticlă undeva, o iau și stropesc pe jos, ca și cum aș da cu aghiazmă. Miroase tot timpul frumos în casă și îți dă o stare de relaxare. În 2017, în toamna 2017 mai exact, ăla e momentul în care vrem să ajungem cu businessul la un nivel în care brandul Maie în sine se susține, e profitabil, oferă posibilitatea de a scala. Pentru că în momentul ăsta brandul Maie, da, produce bine, crește bine, dar e susținut de alte branduri cu care lucrăm noi. În a alege un stil de viață sănătos, e foarte important să-ți cunoști producătorul.